Pentru sute de olteni, weekendul floriilor s-a transformat într-un adevărat coșmar. Planurile de distracție s-au năruit într-o clipă din pricina neglijenței. Au uitat că suferă de boli care sunt ținute în frâu doar cu medicamente și au renunțat fără asta prea mult pe gânduri la medicația prescrisă de specialist. Iar consecințele au fost pe măsură. Serviciul de urgență 112 a fost luat cu asalt de 10 de bolnavi. Bolile cardiovasculare au fost cele mai întâlnite și cele care pun cel mai mult în pericol viața pacienților. Nu au lipsit însă nici colicile biliare căpătate în urma consumului excesiv de alimente. Ca și număr al solicitărilor s-a menținut la un nivel constant. Cazuistica principală pentru care au fost solicitați colegii noștri au fost suferințele de natură digestivă, nu în ultimul rând consumul de alcool, dar nu la cote atât de ridicate cum am avut de alte sărbători. O categorie aparte a fost și de această dată reprezentată de băutorii profesioniști. Intoxicațiile cu alcool au fost la ordinea zilei, ca și agitațiile psihomotorii cauzate tot de lichidul bahic. În aceste cazuri, intervenția medicilor s-a rezumat la stabilizarea pacientului, ca mai apoi să îl îmbarce pentru un sejur de câteva zile la secția psihiatrie. Au fost și cazuri extrem de grave în care conducători auto ce au consumat alcool au omorât mai mulți oameni. Asta fără a mai pune la socoteală zecile de victime ce au ajuns la spital. Au fost și accidente rutiere, din păcate soldate cu victime, chiar cu deces. Pe această cale încercăm să mai tragem un semnal de alarmă privind responsabilitatea noastră a tuturor atunci când avem statutul de șofer de autovehicul sau de pieton, să ne asumăm toate obligațiile pe care le avem în posturile diferite în care ne aflăm. Consumul de alcool trebuie exclus atunci când știm că avem de făcut deplasări, că sunt cu autovehicul, că sunt cu bicicletă, că sunt cu motoscooter, că sunt cu vehicule tractate de animale sau ceva. Trebuie ca consumul de alcool să fie zero. Din ce în ce mai des întâlnite de medicii de pe ambulanță sunt afecțiunile relaționate de post. Oltenii renunță la carne sau produse de origine animală pe toată perioada postului, fără a ține cont însă de recomandările specialiștilor. Ba mai mult, după ce timp de câteva săptămâni nu au consumat decât vegetale, de florii persoanele în cauză au dat iama în preparate din pește. Efectul a fost imediat. Privind populația care păstrează acest post alimentar, care este sărac în proteine de natură animală, face bine într-adevăr această, ca să zicem, pauză hepatică a organismului nostru, dar atunci când revenim la alimentația cu care persoana respectivă este obișnuită, trebuie să se facă în etape și nu deodată cu un număr mare de calorii și de proteine și tot felul de alimente amestecate și să ne bucurăm de toate. Asta dacă vrem să avem sărbători frumoase, având în vedere că mai avem un pic și urmează sărbătorile pascale. Ca de fiecare dată, orice sărbătoare religioasă înseamnă mai mult de muncă pentru medici. Prinși de activitățile zilnice sau de planurile de vacanță, oltenii uită de cumpătare în toate și așa se aleg cu drumuri din ce în ce mai dese la spital. Medicii trag din nou un semnal de alarmă asupra modului în care românii înțeleg să petreacă. Consumul de alcool este la ordinea zilei. Se bea exagerat de mult, iar consumatorii nici nu vor să audă de efectele dezastroase pe care alcoolul le produce. Nu doar fizicului, dar și psihicului.